Eu munceam din greu în străinătate, să-i ofer soției mele și fetiței noastre un trai mai bun. Dar într-o zi, prietenul meu m-a sunat și mi-a spus ce făcea soția mea în țară. Viața de muncitor în străinătate nu a fost niciodată ușoară, dar am ales acest drum pentru a le oferi soției mele Irina și fetiței noastre Cătălina un viitor mai bun. Zi de zi trudeam ore întregi pe șantiere, gândindu-mă la zâmbetele lor și la cât de mult se vor bucura de tot ceea ce făceam pentru ele. Îmi era dor de ele în fiecare clipă, dar știam că sacrificiile mele vor fi răsplătite prin fericirea lor. Într-o zi după o zi lungă de muncă, am primit un telefon de la prietenul meu, Andrei. Am răspuns cu bucurie, așteptând să aud vești de acasă, dar tonul vocii lui m-a făcut imediat să-mi dau seama că ceva nu era în regulă. Vlad, trebuie să vorbim. Nu știu cum să-ți spun asta, dar trebuie să știi ce se întâmplă acasă, a spus el cu ezitare. Inima a început să bată mai repede. Ce s-a întâmplat, Andrei? Spune-mi. A urmat o tăcere apăsătoare. Apoi Andrei a continuat. Am văzut-o pe Irina de mai multe ori în ultimele luni. Umblă cu un alt bărbat. Se întâlnesc frecvent, merg împreună la restaurante și petreceri. Își cumpără rochii scumpe și pare că se distrează. Mă doare să-ți spun asta, dar simt că trebuie să știi. Am rămas fără cuvinte. Mintea mea refuza să accepte ceea ce tocmai auzisem. Irina, soția mea, femeia pentru care munceam atât de mult, mă trăda? Vlad, ești acolo? A întrebat Andrei îngrijorat de tăcerea mea. Da, sunt aici. Nu-mi vine să cred ce-mi spui, am răspuns cu vocea tremurândă. Îmi pare rău că trebuie să afli asta așa. M-am gândit mult înainte să te sun, dar am simțit că trebuie să știi adevărul, a spus Andrei cu compasiune. Am închis telefonul și am rămas singur cu gândurile mele. Munca grea și sacrificiile mele păreau acum zadarnice. Îmi imaginam cum Irina, în loc să fie recunoscătoare pentru eforturile mele, trăia o viață dublă, cheltuind banii pe care îi trimiteam pe lucruri scumpe și distracții. Câteva zile mai târziu, am decis să mă întorc în țară fără să anunț. Aveam nevoie să văd cu ochii mei ce se întâmpla și să înfrunt realitatea. Când am ajuns acasă, am găsit-o pe Irina îmbrăcată elegant, pregătindu-se să plece undeva. A fost surprinsă și ușor speriată când m-a văzut. Am întrebat-o unde merge, iar ea a încercat să evite răspunsul, dar am insistat până când a cedat. Vlad, trebuie să vorbim, a spus ea cu un aer de vinovăție. Știu că ai aflat ce se întâmplă. Nu am nicio scuză. M-am pierdut și am făcut greșeli pe care nu știu dacă le poți ierta. Am privit-o în ochi și i-am spus cu calm. Irina, am muncit din greu pentru noi, pentru viitorul nostru. Nu meritam asta. Trebuie să ne gândim la Cătălina și la ce este mai bine pentru ea. În zilele următoare, am discutat mult. Am realizat că, deși era dureros, trebuia să ne concentrăm pe fetița noastră și pe cum să-i oferim un mediu stabil și plin de iubire. Irina a promis să-și schimbe comportamentul și să se dedice familiei noastre, iar eu am decis să o iert. Am luat-o în străinătate alături de mine și am crezut că acolo totul se va schimba în bine. Dar la jumătate de an, soția mea mi-a spus că vrea să ne despărțim deoarece a cunoscut pe altcineva. Am plâns enorm de mult. Tot sacrificiul meu a fost în zadar. S-a mutat cu acel bărbat, iar eu am rămas să-mi cresc singur fetița. M-am chinuit mult. Eu am fost pentru fata mea și mamă și tată. Am încercat în repetate rânduri să vorbesc cu soția mea și să o fac să înțeleagă cât de greșit este ceea ce face. Dar ea mi-a spus că este fericită alături de acel bărbat și că vrea să fie cu el. Nu îmi venea să cred prin ce trec și câte trebuie să îndur. M-am rugat la Dumnezeu cu ochii plini de lacrimi în multe nopți. După 2 ani am cunoscut și eu pe cineva,
O femeie minunată, care o iubea pe fetița mea de parcă era propriul ei copil. Am reușit să iubesc din nou și să formez o familie cu ea. Însă soția mea s-a reîntors, spunându-mi că a fost părăsită de către acel bărbat și că vrea să o iert. I-am spus: nu ai decât să rămâi cu deciziile tale. Eu m-am rugat de tine și tu m-ai ignorat. Acum mi-am refăcut viața și sunt fericit. Morala poveștii: atunci când nu apreciezi un om bun, inevitabil îl vei pierde și îl vei vedea fericit cu altcineva. Vei simți regretul și vei dori să-l recucerești, dar unele greșeli nu mai pot fi reparate. Apreciază ceea ce ai înainte să fie prea târziu, pentru că unele oportunități și persoane nu se mai întorc. Regretele și dorința de a corecta greșelile trecutului vor fi inutile, deoarece încrederea și respectul nu se pot reconstrui întotdeauna. Este important să ne dăm seama de valoarea celor dragi, în timp ce fac parte din viața noastră, să-i prețuim și să le arătăm aprecierea pe care o merită. Relațiile frumoase se bazează pe respect reciproc și aprecierea eforturilor celuilalt. Pierderea unei astfel de legături poate fi o lecție dureroasă despre importanța recunoștinței și a respectului, arătându-ne că uneori, ocaziile pierdute nu se mai întorc. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă și asigură-te că ne urmărești.